Volumul Românii fericiți își împrumută titlul dintr-o formulă a lui Ion Câmpineanu de la 1838. E vorba, așa cum subtitlul cărții spune, despre relația între voci și putere de la 1831 până astăzi. Am analizat în secțiuni distincte ale cărții în ce fel au votat cei care de la un punct încolo al istoriei și-au spus români, în ce modalitate s-a, în ce fel s-a organizat scrutinul, cum anume s-au pregătit partidele pentru confruntarea cu electoratul, în ce fel regulile electorale, regulile de competiție electorală s-au schimbat și, pe de altă parte, care a fost traducerea acestor evoluții electorale la nivelul relației între executiv și legislativ. De ce executiv și legislativ? Pentru că avem aici cele două ramuri ale puterii care dau sens separației puterilor, și anume principiul, marele principiu al modernității politice. Altfel spus, de la 1831 la 2011, am căutat să văd în ce fel votul a fost relevant pentru modul în care executivul și legislativul s-au confruntat. N-am evitat subiectele foarte delicate din istoria noastră politică și aici e vorba, sigur, despre comunism și despre felul în care comunismul organiza alegerile. Am tratat uneori în amănunt ce însemna o campanie electorală în timpul regimului comunist, cum au fost mai mulțărite alegerile în această perioadă. Am vorbit despre felul în care Antonescu a organizat consultări plebiscitare pentru a-și valida politica. Am discutat despre curiosul regim creat de Carol al II-lea, despre relațiile între regele Mihai și conducătorul statului Antonescu, o temă care a creat de altfel mari dispute publice în urmă cu câteva săptămâni, luni, pe marginea declarațiilor făcute de președintele Băsescu. Am analizat, pe de altă parte, relația între politica interbelică și politica noastră din secolul XIX. Am făcut, acolo unde a fost necesar, calcule legate de ce a însemnat un guvern în secolul XIX și ce a însemnat în secolul XX, descoperind de pildă că dacă în secolul XIX a existat o formulă standard cu guvernul alcătuit din 8 miniștri, 100 de ani mai târziu aveam sub comunism guverne cu 83 de miniștri. Asta a fost maximum atinsă în istoria noastră politică. Pe scurt, e vorba despre o analiză a felului în care votul și puterea au reacționat. O analiză a modalităților în care politica a fost inventată și la noi ca urmare, ca rezultat al acestei confruntări între vot, între opțiunile cetățenilor și respectiv putere ca gestiunea autorității, pornind de la principiul separației. Am extras, pentru ca volumul să fie vizibil, am extras din presa timpului, din toate aceste epoci, exemple, zic eu, simpatice, pline de culoare și sensibilitate, extrase din campaniile electorale. De altfel, volumul conține într-o anexă și mai multe zeci de mostre de versificații electorale, satiră politică folosită în campanii pentru a arăta cum anume erau descriși adversarii, cum anume erau construite, pornind de la lirica electorală, diversele persoane și figuri care au dominat viața noastră publică prin alegeri și apoi ajungând la putere.